au descoperit pensionarele TikTok-ul. Mersul la curve e ca și mersul la peco. Bagi unde este mai ieftin, dar ești să ți se înfunde injectoarele. Caut și un bărbat singur să mă încălzească și pe mine în iarna asta. Că la vară îi promit că îi fac eu vânt. Acum pe bune, femeie, așa vrei să îmbătrânești? Un mesaj pentru bărbați care pizdă căutați. Ți-ai făcut cont de TikTok. Cer pizdă ca un milog. Vocea aia nu este a ei, așa e trendy acum pe TikTok. Îți curg balele la vale. Pizda nu e de vânzare. Nici nu sincronizează bine buzele. O doamnă a dat plapuma la reparat și văzând că se apropie sezonul rece și lucrarea încă nu este gata, a trimis următoarea scrisoare domnului plăpumar. Stimate domnule plăpumar, vă rog frumos să executați lucrarea așa cum mi-a fost înțelegerea. Eu pun la dispoziția dumneavoastră fața și dosul și pe deasupra lână mea pe care vă rog să o scârmânați bine și să o băgați toată. Pentru că îmi place să fie cât mai groasă și cât se poate de lungă, ca atunci când întind picioarele să nu iasă afară. Dacă faceți lucrarea ca lumea, vă recomand și pe soacră mea. Dânsa este un pic rușine să vină, că nu știe ce să facă cu dosul până spală fața, care este mult mai uzată. Vă rog să-i desfaceți toate încrețiturile ca să nu se lase la lucru. Asta a fost un banc, că aproape m-a luat somnul. Aia ei poate să fie și mai scurtă, dar să fie groasă, că baba este bătrână și se încălzește mai greu. Există fericire la menopauză? Există. Astăzi la farmacie am cerut un pachet de vată, la care doamna farmacistă mi-a răspuns. Vă recomand niște tampoane cu aripioare excepționale. La care eu i-am răspuns, ok, doamnă, vă cred, dar nu stau bine agățate în pomul de iarnă. Nu există pupăză mare, puișor? Am să-ți dau o informație, te văd cam prostuț. Mă vede cam prostuț. Mărimea unei pupăze este între 8 și 12 cm. Cu cât ți se pare mai mare pupăza în timpul actului sexual, cu atât trebuie să te simți mai mândru. Pentru că acea dilatare ai provocat-o tu. O, doamne! Dacă pupăza nu e dilatată și ți se pare mititică, nu ești bun de nimic. Nu ești în stare să dilatezi o femeie. Ce spuneai? Ține minte. Cu cât mai mare e pupăza, cu atât femeia te dorește mai mult. Bună dimineața, vecină! Asta e vecina din piesa Timpuri Noi. Bună dimineața! Te invit la o... Ia zic, cum o preferi? Lungă sau neagră? Și una și alta. Și dacă s-ar putea și groasă... Pentru toți domnii mei care mă urmăresc și mă apreciază în tăcere, fără să-mi aprecieze clipurile, pentru că au neveste geloase acasă și fac gură nebunele, vă pupă mama, să știți că mă gândesc la voi mereu. Vă pupă mama? Ce înseamnă instinctul matern? Țâțeam, burtam, curam. Băi, dau un hândrălău să vie să-mi umple și mie frigiderul. N-am? Care să oferă? Că vă aștept. Nu știu ce să zic, nu prea-mi plac magneții de pe frigider. Deschid deja ușa frigiderului. Tu cui acorzi premiul Darwin? Dă-ne un subscribe, căci avem treabă.